Salut, prieteni! Astăzi doresc să vă prezint acest model extraordinar de frumos, flori cu puncte iasmin, un model care se pretează în mod special pentru eșarfe. Pe verticală sau pe orizontală arată superb. Flori delicate micuțe din 4 petale, puncte iasmin, se execută rapid, foarte rapid. Am folosit exact acest fir superb, special pentru eșarfe șal, dar bineînțeles modelul dumneavoastră puteți să-l folosiți la bluze, la ce doriți dumneavoastră. Haideți să vedeți cât de ușor se execută. În primul rând, se execută petalele, care, așa cum ați văzut, floricica noastră este formată din 4 petale. Facem un lănțișor din 5. 1, 2, 3, 4 și 5. Și urmează de 2 ori pe croșetă. Avem nevoie de 3 piciorușe înalte care împreună cu lănțișorul de 5 formează petala noastră. 1, 2, 3. Lucrăm cu grijă pentru că este finuț și delicat. Și 3. Firul are și un fir ușor de lame, dacă l-agățăm nu mai arată așa de bine. Trecem prin toate și am format prima petală. Continuăm la fel. 1, 2, 3, 4, 5. 3 piciorușe duble. Și formăm a doua petală. Floarea noastră, modelul nostru, se formează pe două rânduri. Și o să vedeți cât de ușor și cât de repede terminăm acest model. Deci avem aici deja două petale. Continuăm cu două puncte iasmin, tragem la un centimetru, prindem firul lateral și al doilea punct iasmin, distanța dintre flori și continuăm cu petalele. 1, 2, 3, 4, 5, 3 piciorușe duble, care le prindem în același punct, al doilea și al treilea. Trecem prin toate 4 și petala următoare, 2, 3, 4, 5, de 2 ori pe croșetă și în același punct facem cele 3 piciorușe și formăm petala a doua de la floarea noastră. Trecem prin toate 4 și avem 2 și câte 2 petale și un punct iasmin care le distanțează. Exact ce vedeți aici. Pe lateral urcăm 1, 2, 3, 4, 5 și facem următoarele flori, următoarele petale de la floarea noastră. Începem prin a face întâi cele 3 piciorușe duble. 1, 2
Și 3. Trecem prin cele 3 și piciorușul lateral și pentru al patrulea vom face distanțierul de 5. 1, 2, 3, 4 și 5. Venim în același punct și astfel floricica noastră are deja 3 petale. Continuăm. 1, 2, 3, 4, 5. Facem ultima petală, deci avem distanțierul de 5. Și acum 3 piciorușe duble înalte. 2, 3, avem cele 4 bride, tragem și am închis. Și astfel s-a format floricica noastră. Acum urmează punctele Iasmin, 2, primul punct Iasmin, îl prindem în punctul Iasmin pe care l-am lucrat pe primul rând și formăm un X frumos din punct de Iasmin și al doilea punct Iasmin. Avem floricica și X-ul și continuăm cu celelalte două petale de la floare pe care am început-o pe rândul de jos. Avem nevoie de 3 piciorușe prima dată. Conturăm floarea cu lănțișorul de în 5 ochiuri. Pe acestea 3 le închidem. Vedeți, aici sunt numai 3 acum. Ne trebuie și a patra. 2, 3, 4, 5. Cu lănțișorul definitiv în petala. Continuăm. 1, 2, 3, 4, 5. Și facem ultima petală cu cele 3 piciorușe duble înalte. 1, 2 și 3. Trecem prin toate 4 și avem floricica, punctul Iasmin și ultima floare. Între punctul acesta și acesta dăm de 3 ori pe croșetă și distanțăm petalele frumos. 1, 2, 3. Perfect! Întoarcem și acum, din acest punct, ridicăm 5, 1, 2, 3, 4, 5. Urmează cele 3 piciorușe. Unu, doi și trei. Și am făcut prima petală de la următoarea floare. Bun. Vom trece în punte până aici, deci facem și a doua petală. Unu, doi, 3, 4, 5, cele 3 piciorușe, toate prinse în același punct, unu,
2 și 3. Bun, continuăm. Și a doua petală și o prindem în punte peste floarea anterioară, în punctul în care am prins și firul iasmin. Continuăm, bineînțeles, cu două puncte iasmin, care tot așa vor fi punte. Nu le prindem de nimic deocamdată. Le trecem peste, le prindem în floricică, în punctul iasmin în care l-am prins pe celălalt. Ideea să fie prinse în același punct arată mai bine, modelul este mai ferm și continuăm cu petalele. 1, 2, 3, 4, 5, cu cele 3 piciorușe duble. Modelul nu este greu deloc, arată superb în orice culoare îl veți executa. Vedeți că se execută ușor, petale din 3 bride duble și un lănțișor de 5 și petala următoare, 5, cele 3 piciorușe, întoarceți și continuați foarte ușor. Îl veți face câte rânduri de flori doriți. Eu v-am făcut demonstrația numai pe două flori iasmin și două flori și un punct iasmin, ca să-l vedeți. Îl prindeți aici, exact în capăt, cum v-am spus, să fie prinse în același loc. Distanțieri de 5, 1, 2, 3, 4 și 5, întoarceți și faceți exact aceleași lucruri. Aici vom începe întâi cu cele 3 piciorușe și conturăm petala cu bridele de 5. Vedeți cât de rapid și de ușor se execută, nu e dificil deloc, deloc, deloc. Și acum, al cincelea, 1, 2, 3, 4 și 5, peste petală, ați prins în petală și continuăm cu petala următoare, 1, 2, 3, 4, 5, aceleași 3 piciorușe. Foarte simplu se execută, chiar foarte rapid se execută și rezultatul este extraordinar de frumos. Vedeți? Superbe, superbe. Dacă folosiți și un fir fin, modelul dumneavoastră va arăta superb, superb. Doamnelor și domnilor, vă aștept în curând cu un nou model frumos și ușor de executat. O zi bună să aveți, dragi prieteni!